Să știți că noi în această scurtă pauză am mai vorbit despre satul lui Moș Crăciun. Acum îi aranjăm intabularea. Trebuie să vorbim în schimb și la autorități, să vedem. Sunt sigură că vom găsi o deschidere acolo, pentru că nu e așa. Până la urmă, mai ales pe fundul acestor măriri de prețuri, trebuie să recunoaștem că trebuie să ne ducem undeva în realitate. Foarte mulți dintre noi vom rămâne în Iași. Nu vom mai merge de sărbători în altă țară sau în alte județe. Și atunci, cât de frumos ar fi să putem să ne bucurăm chiar aici la noi de niște experiențe plăcute pentru noi și copiii noștri. Pe lângă târgurile care se fac, pentru că, uite, an de an, anul trecut mai puțin, așa numai o zi ne-a permis timpul, avem tramvaiul lui Moș Crăciun, care și în pandemie și înainte și după a mers. Din tramvai am oprit în stație, am dat oamenilor covrigi, am dat copiilor mere, am ieșit pe stradă, cu personaje, cu animatori, am ieșit pe stradă cu spiriduși și am fost în mijlocul oamenilor, tot așa, le-am dat mere, le-am dat covrigi, am făcut poze cu ei și comunitatea a răspuns și a răspuns pozitiv. Oamenii s-au bucurat pentru că era o întâlnire pe Ștefan, de exemplu, mergeam și cu o portavoce, spiridușul Cristian să-mi spunea, tu i-ai scris lui Moș Crăciun și toată lumea se uita și venea moșul, făceam poze, filmulețe, adică cred că toate astea aduc un plus valoare târgurilor sau evenimentelor care se fac an de an în tradiționalul pietonal. Evident. Dar trebuie parcă un pic mai multă pată de culoare ne-am dorit unii dintre savoare noi. Savoare și unicitate. Da. Da? Savoare și unicitate. Pentru corect. Că așa cum vorbim mereu de târgul de Crăciun de la Viena, care realmente are exact aceleași elemente, doar că respectivele căsuțe sunt de lemn toate, da. Și la noi se mai întâmplă să existe niște corturi pe undeva. Putem străbate cartierele Iașului, adică lumea trebuie să știe că programul în centru sau se întâlnesc cu cei de cu moșii și cu animatorii și cu cine vrei tu de la ora de, în rest să batem toate cartierele Iașului. Tramvaiul moșului care este pictat foarte frumos de cei de la Tram Club Iași și pus pe șine de CTP, atrage privirile în Iași. Cu muzică, cu virgulă colinde, cu moșul care face cu mâna. Dar cât de frumos ar fi, și aici o să fac un apel public, după care urmează să scriu mâine. O trăsură, dar altceva. Mie mi-ar plăcea să avem tramvaiul lui Moș Crăciun de la Iași, în București. Cluj, Oradea și Timișoara. Da, și cu, cum ai zis tu, cu bornele kilometrice, mai ai 500 atâta. De kilometri sau mai ai 300. Suntem destinația anului în România. Trebuie să fim și destinația de Crăciun a anului în România, pentru că Iașiul merită și realmente, fără să perii nicio autoritate, fără să suim pe niște pedestaluri inutile, este un oraș curat, că un mă plim suficient, un oraș cu deci parcuri. Curat, verde, oameni civilizați, da, nu suntem perfecți, nimeni nu este perfect, exact, totul este perfectibil, da. Dar este orașul în care eu aleg să trăiesc și în care mi-aș dori ca și băiatul meu să trăiască, pentru că în Iași ai o calitate a vieții, din punctul meu de vedere, de neegalat în România. Ce spuneam, te salut, oraș romantic, plin de parcuri și de flori, unde noaptea ies pe stradă trubadurii visători. Nu s-au schimbat foarte multe lucruri, trubadurii există, visătorii există, om mai bun ca moldoveanul nu e, nu? Cum spune foarte avem frumos. Avem festivaluri, avem expoziții, avem vernisaje. Nu există săptămână sau weekend să nu ai ceva, să nu se întâmple ceva. Problema noastră la Iași în momentul de față este unde alegi să mergi. Că vorbim de privat, că nu poți să le cuprinzi pe toate. Restaurantele, avem extrem de multe crame în jurul Iașului. Se lansează mereu vinuri, vin somelieri, îți prezintă pentru toate buzunarele. Nu trebuie să fii un om bogat ca să ai parte de un timp de calitate la Iași. Și de o relaxare, că până la urmă toate bucuriile astea pe care le oferă Iașul, că mergi la o degustare, că ții un vin bun, că mănânci ceva altfel decât de obicei. Am văzut și în weekend că vin oamenii care fac mâncare pe Ștefan, au acolo standurile. Chiar și eu într-o zi am avut aminte de copilărie la câte feluri de mâncare erau acolo. Erau oameni, am zis, de ce se întâmplă, de ce e coada acolo. Oamenii au venit să mănânce șorici. Banalul șoric în luna octombrie, început de noiembrie, la Iași. Au băut un pahar de must, au băut o bere artizanală. Adică
Avem iar, iată, vă duveam de atenție berea, care este. Avem ciocolată, croasante făcute la Iași. Avem chestiuni făcute de Nicoleta la cuptor, că nu dăm nume. Și nu numai, și pâine de diferite. E o nebunie, vă zic, dacă pentru cei care nu sunt din Iași, veniți un pic la Iași. Nu promitem că nu vă îngrășați. Da, deloc. Cred că la un moment dat, și tot pentru autorități, și splaiul ar putea fi făcut ca o pistă de alergare în aer liber. Partea dinspre Alexandru spre Dacia și invers. Ai, cu navigabilul am înțeles că poate e mai greu. Dar splaiul Bacului, am văzut oameni care aleargă pe splai, pur și simplu. Da, este și pantă, dacă nu. Dar, este și Da, să-l facem un pic altfel. Adică avem ce face. Și căsărim de la una la alta. Iașul e gustos, e savuros. Și este foarte frecventabil. Iașul este un oraș frecventabil. Și cum ai zis, nu trebuie să fii bogat, adică să ai o anumită sumă, să dispui de ea, cum se spune, ca să petreci un weekend la Iași. Eu simt diferența atunci când mă duc la București și când vin la Iași. Vreau să demitizez ideea că Iașul este un oraș ieftin, pentru că nu este, deoarece calitatea pe care o oferă este consistentă, dar nu este un oraș scump prin comparație cu calitatea pe care o primești în alte orașe. Da. S-a inaugurat pasajul Emil Brumaru, că tot l-am avut Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească pe poetul Emil Brumaru, superb. Deci încă un proiect care prinde contur. Am eu ceva cu statuile vivante, probabil că la un moment dat se va materializa. Am văzut în Turcia o chestie de genul. În Turcia, în Veneția, în Paris, peste tot. Da. Rămâi așa, știi, statui vivante și rămâi, te uiți, foarte frumos de altfel. Poate cineva prinde ideea și o face mai des, o împământenește și la Iași. Da, felicitări celor care au inaugurat, chiar astăzi am citit și la radio poezie de Emil Brumaru. Iată cum se valorifică fiecare colțișor a multora dintre străzile. Da, Harcea Pacea este un artist care, iată, își pune amprenta peste tot în Iași. Avem Destination Iași, care a lansat un proiect foarte simpatic împreună cu societatea civilă, Orașul Creatorilor. Pentru că până la urmă vorbim despre a crea, s-a creat România modernă, am cedat capitala Bucureștiului. Vorbim de Junimea, vorbim de atât de multe structuri care au pornit de la Iași. Și acum sunt întâlniri literare, Joia, Vinerea, ai tot felul de recitaluri, de poezie, de povești frumoase, care tururi ghidate care se întâmplă. Mulți întreabă, dom'le, de ce trebuie să fim noi al doilea într-o Românie? Eu nu cred că suntem al doilea într-o Românie. Poate că e capitala la București și cam atât. Adică ne fiind rău cu cei de acolo, dar fiind realist, Iașul eu cred că rămâne Oxfordul României. Oxfordul României. Mie mi-a rămas, am citit Iașul în Invocările literare și mi-a rămas această sintagmă. Oxfordul României. Numai la Grădina Botanică, că uite, pe finalul lunii, deci 30 octombrie, 20 noiembrie, avem expoziție de crizanteme, expoziție de varză artizanală și nu numai, nu știu câte sortimente și soiuri de ardei iuți. Deci se întâmplă... Bine, și avem tot timpul tangențialitatea aceasta cu până la urmă, cultura universală, pentru că vorbim de o operă care an de an are premiere, aduce mereu artiști naționali și internaționali. Nu ne plafonăm strict pe local. Vorbim de un teatru care iarăși a avut 1984, adică vorbim de festivalul de teatru pentru publicul tânăr organizat la Teatrul Luceafăru. Vorbim de Romanian Fashion Week, Creative Week. Avem Noaptea Alba Galeriilor, iarăși un Noaptea Alba Străzii Lăpușneanu, Noaptea Galeriilor, Noaptea Ateneul, Muzeu, Ateneul. Trebuie, eu locuiesc în Tătăraș și vă spun sincer că... S-a cosmopolit Tătărașul. Mie place, eu nu m-aș muta din cartierul acela, pentru că am piață, am tot ce trebuie să-mi plătesc putere. Aici e bătaia cu Alexandru. Îmi pare rău, este în proximitatea centrului mai fiind mare, aș zice. Doar acum, cum spunea foarte frumos o doamnă, cedezi. Rămâne Tătărașul primul. Da, liniște versus dreptate, da. Că ne cunoaștem și din alte dar spații. Dar fuga nu înseamnă tot timpul evadare.
datorită Ateneului, ne-am făcut mai casnici. Băiatul se duce la filme, eu mă duc la teatru. Și de când este și Erica, un spirit total. Bună, Erica! Bună, Erica, te pupăm! Erichichi, cum îi spuneam în facultate, colega mea de la teatru, a jucat lângă mari nume care au venit la Ateneu. Marius Bodochi, a venit și Gloria Sandu și mulți, Ciprian Porumbescu, Vlad Rădescu. E spectaculos faptul că poți să trăiești într-un cartier și exact ce spuneai tu, deconcentrarea față de centrul orașului. Nu trebuie să merg în centru ca să văd ceva. Nu trebuie să mă duc pe piața. Da. Mă duc în piața. Bine, mă duc la un anumit tip de eveniment, dar am dar și uite, inclusiv pe Esplanada, mă iertați cei din celelalte cartiere, pentru că da, eu acolo locuiesc, dar tu poți să vorbești de Alexandru și promit că în următoarele emisiuni aduc și din Dacia și din alte cartiere care sunt la să fel de seducătoare. Un duel artistico-literar. Duelul cartierelor, ce frumos ar fi venit. Pentru că în Alexandru, zice că Alexandru, doamne, dacă e cât Vasluiu, e un pic mai mare decât Vasluiu. Să știi că și eu câteodată mai vin în Alexandru piața, pentru piață. Piață. Deci ai ce face în cartierele Iașului de luni până duminică și în Iași în general și nu te plictești. Piața e absolut fenomenală acolo în Alexandru. Dacă mă duc și spun un vers, poftiți o roșie în plus, poftiți un morcov. Le spun epigramă. E foarte simpatică atmosfera. Deci ai ce face? Dar cu duelul cartierelor, ce vreau să spun? Hai să facem un duel al cartierelor. Cel mai activ cartier. Din punct de vedere al... Nu contează, că, nu, uite, orice. Aveam o idee la un moment dat să... Copii, ce fac copiii? Să animezi, uite, a fost acum Halloween, dar urmează Crăciunul. Copilul meu nu merge neapărat cu colindul decât la cunoscuți. Mie mi este foarte ciudă, pentru că eu obișnuiam să merg la țară, acolo unde m-am născut, la toată lumea. La toată lumea, da. Acum cu colindul e periculos, trebuie să aveți documentul la voie, că da, se impozitează, e mare atenție. Da, aveam un proiect la un moment dat și tot o să-l punem în practică, poezia în cartiere. E, bună. Am zis să facem în fiecare cartier, o dată la nu știu cât timp, câte o după amiază de poezie, în Alexandru, dar nu să vină neapărat profesioniștii să recite, ci și oamenii din public să vină să citească o poezie, o strofă măcar. Poezia în cartiere, sau cum ai spus, cel mai zgomotos cartier sau cel mai efervescent cartier, lupta cartierului. Și vedem care este, de la florile puse, de la evenimentele organizate de comunitatea cartierului respectiv. Alexandru versus Dacia, Tătăraș versus Podul Roș. Cea mai bună murătură, poftim. Cea mai bună murătură, da, castravetele că... de Dacia. Ei, știi ce mă doare pe mine? Pentru că, așa cum îmi spunea un bun prieten, în momentul în care anii care vin sunt mai puțin decât cei care au trecut, încep, mulțumesc domnule Crăciunescu pentru asta. V-am spus, e greu cu Dora, am emoții de când vin la emisiune, am și Dexul la mine sub masă aici. Ei, faptul că noi ne orientăm foarte mult către copii, pentru cei care suntem în zona aceasta activă, dar dacă ne ajută bunul Dumnezeu să ajungem și pensia, sunt foarte puține activități orientate către persoanele după 65 de ani. Trecute, mai de demult, să nu le spunem vârstnici sau bătrâni, mai de demult. Cu mai multă experiență de viață. Da? Aveau cluburile de pensionari, dar s-au mai rărit, am impresia, dintre ei. Activități care să-i pună în valoare și să-i mobilizeze. Nu doar să stea într-un fost punct termic să joace șac sau tenis de masă. Da, să-i scoate un pic în parcuri. Ok, și trebuie să recunosc acum, fără a fi o feministă, că genul acesta de activități orientează cu precădere bărbaților. Dar, doamnele, care este plăcinta de mere, cea mai bună făcută? Festivalul plăcintei de mere, cu juriu. Cu juriu. Sau ceaunul cu sarmale. E, și degustăm. Facem o zi în care fiecare cartier gătește dimineața un ceaun mare cu sarmale, iar după amiaza vine juriu și găsim sponsori ca să luăm... Și puse gospodine. Noi suntem nevorbiți că nu apucăm să ne... Noi la locul nostru de muncă nu vorbim aproape deloc. Eu vin după 3 ore de vorbă și mai stau cu Dora o oră. Dar suntem nevorbiți. Dar avem ce spune. Da, uite, chestiunea aceasta în care... Sunt lucruri simple, până la urmă, făcute care sunt sigur că toate, mama mea este la vârsta pensionării. Cred că s-ar bucura foarte mult să fie implicată într-un proiect în care nu cred că valoarea financiară a premiului ar conta prea mult. Faptul că ai recunoașterea, faptul că tu contezi, munca ta contează. Și orice face, fiecare ieșan contează pentru Iași. Asta. Da. Cred că suntem puțin... Nu acordăm suficientă importanță cât de minunat este orașul acesta și este minunat datorită nouă tuturor. Pentru că dacă noi am fi niște bădărani,
Ceea ce nu suntem. Nu suntem și, văd... și lucrul acesta este foarte vizibil de la cei care vin din afară. Sigur că pădure fără uscături nu evident există. Mă uitam la trotinetele electrice care au stârnit tot felul de discuții și pe care le-am mai văzut din când în când derapând prin Bahlui. Dar și, în alte orașe. Dar mă uitam la oamenii care fumează pe stradă. Mulți dintre ei aruncă corespunzător chiștocul la coșurile special amenajate. Nu se mai aruncă atât de multe gunoaie pe stradă. Oamenii, poate... Traficul este superb în Iași, de decent față de alte orașe din România. Mi-au venit prieteni de la Suceava și au zis, într-un oraș în care aveți tramvai, autobuz, piste de biciclete, trotinete, se circulă mai civilizat și mai bine și mai corect, repet, nu există pădure fără uscături, decât la Suceava, care este mult mai mic. Și zice, nu m-am încurcat în Iași, am găsit și loc de parcare, poate mai greu în anumite zone, dar l-a găsit, dar i-a plăcut Iașul. Să ne înțelegem, pentru cei care ne urmăresc, nu este orașul perfect. Dacă mi-l arătați unde se poziționează, eu m-am mutat acolo. Dar pentru un stil de viață latino-balcanic, așa cum îl avem noi, unde avem nevoie și de o piață poate mai gălăgioasă și de o doamnă care să-ți spună care are cele mai bune ouă și de un magazin de cartier și de un magazin mai mare și de un lanț internațional de haine, dar și de producători locali. Și de televiziuni de genul acesta, dar și de televiziuni naționale, eu cred că toate suntem oamenii potriviți, la locul potrivit. Ceea ce ne lipsește, în schimb, și pot să spun lucrul acesta cu voce tare, cât se poate de și asumată, este că nu suntem suficient de mândri și nu ne vorbim de bine orașul. Mergând în Bucovina de foarte multe ori, ai să vezi acolo cum vorbesc oamenii de la Humor, oamenii de la Vatra Dorne, oamenii din Câmpul Lung, oamenii din Suceava. Te duci la Vama, te duci la Sucevița, la Moldovița. Ei acolo au câte ceva și cu surile și trâmbițe îți povestesc despre Muzeul Ouălor Încondeiate, despre la Mocăniță, Ciocănești. La Ciocănești, despre Lacul Iezăr, despre ce vrei tu. Păi noi avem într-un cartier tot ce au ei într-o regiune. Într-o regiune și îți povestesc, dar nu sunt povești reale lui Münchhausen, nu. Sunt povești reale și fac un festival mic cu ceaune, un nu știu ce cu sarmale, o plimbare cu trăsura, adică te îmbie să mergi acolo. Uite, cum spuneam, tătăraș, de unde vine? De la tătari. Erau mulți tătari care locuiau, uite, Festivalul Tătarilor din Tătăraș. Din Tătăraș, da, corect. Festivalul Tătarilor din Tătăraș. Și Festivalul Dacia Literară din Dacia. Da, sau aducem Geto-Dacii din Moldova, Moldova că sunăm pe Castor. Da, voilà. Da, uite, un festival super care se întâmplă atât pe an. Dar uite ce se mai întâmplă la Iași, fără să dăm nume. Este un hotel care organizează Crăciunul la Iași, un pachet cu 3 sau 4 nopți de cazare, cu tradiții românești. Da. Cu geto-daci, cu fanfară, cu Doina Carpaților care vine și dansează acolo, voilà, ce mâncare românească, tocmai pentru că Iașul trebuie, și când spun trebuie, o spun la modul cât se poate de asumat, să se poziționeze și în zona sărbătorilor, pentru că dacă până acum am vorbit de turism, de business, poate și de leisure, puțin city break, da, suntem destinația anului în România, este cazul să ne gândim la poziționarea aceasta în care să beneficiem de faptul că da, există tradiții la Iași, există foarte mulți oameni care nu au văzut Iașul în România, da, și corect, trebuie să vină să-l vadă inclusiv în perioada sărbătorilor, că vorbim de Crăciun sau de Paște. Pe asta ziceam că toată lumea de sărbători, era un pahar de apă, toată lumea de sărbători pleacă. Merge în Bucovina, merge în Maramureș, ok, dar vrem și noi să atragem la așa. Avem tradiții și obiceiuri, avem oameni care vin, care cântă, care colindă, care numai de în preajma anului nou câte trupe și ansambluri vin în centru Iași. Și poate n-ar trebui închiși toți într-o casă de cultură sau pe nu știu, lăsați liberi în cartiere să-și facă treaba. Adică turistul sau și ieșalul trebuie să se simtă turist în orașul lui, în așa fel încât să rămână în preajma sărbătorilor și de sărbători în Iași, pentru că are ce face, are și ce vedea. Și să-și aducă prietenii care pot sta la un hotel să se bucure și de ce nu să meargă și el la petrecere. Domnilor și domnilor, timpul nu mai are răbdare. George Marici, Moș Crăciun de Iași. Mulțumim! Sperăm să facem realitate acest sat al lui Moș Crăciun. Am făcut apelul la modul cel mai public, așadar să știți că vă ținem la curent cu ce se întâmplă și de ce nu, poate în ianuarie vă arătăm și poze cu ce s-a întâmplat atunci. Până la data respectivă, până trecem în 9 ani despre respectivul proiect, ne apucăm de treabă. Păstrăm puțin misterul și ne apucăm de treabă, așa cum spune George.